Amara este un oraș în județul Ialomița ce se află în partea centrală a câmpiei Bărăganului, pe malul lacului Amara. Include în arealul său administrativ stațiunea balneoclimaterică Amara cu caracter permanent, atestată documentar din timpul domnitorului Matei Basarab. S-a făcut o reabilitare a grădinii de vară, fostul cinemascop Amara, cum este cunoscut la noi, o reabilitare totală. S-a transformat acest loc. Nu spunem că nu era frumos înainte, era frumos pentru că este locul copilăriei noastre, dar acum arată foarte, foarte frumos și modern. În principiu a fost reabilitată toată zona de gradene, reconstruită toată zona de gradene. În spatele și sub gradene s-au așezat toaletele, spații de depozitare. Ca și număr de locuri, înainte erau 1000, acum avem 1400 de locuri. Finanțarea este principala problemă în zilele noastre. Drept urmare, salvarea localităților, ca și Amara, este acesta, fonduri europene. Proiectul de reabilitare și modernizare a grădinii de vară a presupus construcția unui ansamblu modern, o creștere a numărului de locuri de la 1000 la 1400, modernizarea construcțiilor anexe, refacerea aleilor și a suprafețelor verzi și amenajarea unui sistem retractabil de acoperire pentru zona gradenelor. Festivalul Tinereții de la Amara se identifică cu această locație, cu grădina de vară. Proiectul Reabilitare și Modernizare Grădina de Vară Amara, județul Ialomița, a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Aș vrea să le transmit primarilor din alte localități să ia în calcul că în Amara s-a făcut și cred că se va face în continuare. Iar dânsii pot face la fel, chiar mult mai bine decât noi. Singura condiție este să vrea. Pentru că au ajutorul dumneavoastră, au ajutorul instituțiilor de forță din România. O să încercăm să facem cât mai multe evenimente, având aceste minunate locații. Investițiile de la nivel local au dus la amenajarea locurilor și, implicit, la creșterea numărului de turiști. Aceștia vin la Amara și pentru plajele care le stau la dispoziție, dar și pentru numeroasele festivaluri organizate aici. Anual, în stațiune se organizează Festivalul Național de Interpretare a Muzicii Ușoare Românești, Trofeul Tinereții, la începutul lunii august, fiind cel mai longeviv festival de acest tip.